Titlul seriei noastre comportă o aură de respectabilitate intrigantă și vizează acele domenii sau aspecte din viața noastră pe care teoretic le dezavuăm, dar totuși le practicăm, despre care știm prea bine că nu sunt ok, dar cu toate astea reușim pe undeva să le găsim o scuză o justificare în subconștientul nostru. Lucruri minore, dar care pot avea un impact major. Aspecte care ne țin captivi, suspendați între cerința divină și resemnarea umană. Există o vorbă în bihor care zice ce și faci. Resemnarea românului, resemnarea proverbială. Un fel de variantă românească, hai bă că merge și așa. Înseamnă a răsufla ușurat împreună cu ceea ce se roagă David în psalmul 19 cu versetul 13, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Și cu cele mici, ce facem? Cu toții știm că o defecțiune minoră la mașină, nerezolvată la timp, poate angrena alte probleme mai grave, care ridică substanțial nota de plată la final. Cu siguranță ești intrigat, judecată, nepăsare, frică, îngrijorare. Hai, arătăm unul care nu se confruntă cu problemele astea. Exact asta e motivație. Tocmai de aia trebuie privit, trebuie adresat un subiect de genul acesta. Până la urmă, așa cum am auzit săptămâna trecută, seria aceasta nu este un reflector pentru alții, ci este o oglindă în care putem privi la viața noastră. Îți dai seama ce nesăbuință să aterizăm la judecata de apoi? Fără a ne fi luat răgazul de a ne judeca pe noi înșine. Îndrăznim să ne întrebăm care ar putea fi costurile finale. În cântarea cântărilor, capitolul 2 cu 15, există un verset, un vers extraordinar denimerit pentru seria noastră. Prindeți-mi vulpile mici care strică viile în floare. Poate să sizați conotația pentru comunitatea în care ne aflăm. Cam asta arătăm de fiecare dată când avem mai mult timp de alții, să privim la ei, să-i judecăm. Când vorba psihoterapeuților, ne proiectăm, ne oglindim, ne evacuăm problemele disecând. Viața altora. Fatal, nu? Așa zic și eu. Avem noi tăria de a privi la noi, mai mult în această dimineață, la o nouă provocare, nepăsarea. Îngăduiți-mi să pornesc de la cuvintele lui Gabriel Liceanu, în cartea lui Iisus albeu, face următoarea afirmație care mie mi se pare extraordinar de pertinentă pentru creștinii, pentru vremurile pe care le traversăm. Citez: Moartea unei religii poate surveni și prin despărțirea ritualului respectat în continuare cu strictețe de conținutul etic al credinței. Moartea survine întotdeauna printr-o separare a trupului de suflet, a ritualului de responsabilitate morală și a iubirii de credință, ne învață Scriptura. Mai exact așa ceva s-ar traduce în felul următor. Poți să mergi la biserică, să citești în continuare Biblia, să fii un credincios practicant și participant, să ai activități religioase care îți mobilează viața. Dar să te fi îndepărtat, înstrăinat și separat de Spiritul Evangheliei. Prin urmare, cuvintele de mai sus reprezintă un avertisment cât se poate de serios pentru orice comunitate religioasă. Parcă Mântuitorul îi spunea unei biserici din Apocalipsă, nu-i așa? Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Nu cred că s-ar putea întâmpla ceva mai tragic vieților noastre. Observați, inerția religioasă obate pe cea a milei sau compasiunii, cum vom învăța din textul acesta. Ceva esențial ne scapă pe drum, așa cum zicea C.S. Lewis. Nici unul dintre noi nu-și propune săptămâna viitoare nu mai vreau să cred. De săptămâna viitoare nu mai vin la biserică. Pur și simplu suntem luați de val. Ceva ne fură, ne înstrăinează. Un maca schimbă iremediabil traiectoria unui tren, oricărui tren, așa că haideți să vedem dacă putem identifica punctul fatal care ne scindează viața duhovnicească. Poate una dintre cele mai cunoscute pilde ale Mântuitorului. Sunt câteva acolo la vârf. Pilda semănătorului a fiului risipitor. Dar încă din copilărie suntem familiarizați cu ea. Dacă Psalmul 23 e cel mai cunoscut text din Vechiul Testament, poate pilda aceasta e cea mai familiară și subliniez lucrul acesta. Fiindcă aici constă și pericolul pentru viața noastră spirituală. Ceea ce m-a readus în textul de astăzi. Este această familiaritate cu sentimentul unui tăiș de bisturiu pe care eu îl regăsesc în ultima vreme, în textul de față. Așa că haideți să reauzim textul acesta, chiar dacă suntem foarte familiarizați cu el. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Isus și a zis, învățătorule, care este cea mai. ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Și el a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el care voia să se îndreptățească a zis, Mă rog, și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdraven, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot care atunci când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acesta, acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era omul acesta și când l-a văzut i s-a făcut milă, s-a apropiat de a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, l-a urcat pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, a dat hangiului și a zis Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești trei, ți se pare. Ca da dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari. Cel ce și-a făcut milă cu el, evident, răspunde învățătorul legii. Și Iisus nu lasă din prinsoare. Du-te, de fă și tu la fel. Gustav Thibault spunea în felul următor, orice revelație este mai întâi o sfâșiere a vălului obișnuinței. Reîntâlnirea cu textul Scripturii întotdeauna vine prin redescoperirea unor adevăruri pe care avem impresia că le știm deja. Ceea ce cred că ne scapă nouă în situația de față este șocul emoțional, spiritual, cultural pe care o astfel de povestioară o are. Forța dislocantă este atât de mare, impactul e atât de puternic, încât ceea ce auzeai devenea insuportabil. Te simțeai amenințat în miezul convingerilor tale, provocat să-ți reconsideri, să-ți reevaluezi viața. Problema e că noi suntem mult prea obișnuiți cu pildele acestea și nu le mai resimțim impactul acela. Senzația imediată e că nu prea înțelegi ce se întâmplă, dar de fapt ceea ce ți se întâmplă are un efect revoluționar. Fie te expui unei transformări radicale, fie te revolți. Cred că pentru prima dată, când am trăit acest sentiment cu privire la textul de față a fost atunci când am citit cartea lui Gordon fi Biblia ca literatură. Iată cum descrie el contextualizarea, așezarea în vremurile noastre acestei pilde, cam cum ar suna. Citez. O familie de oameni dezordonați cu aspectul neîngrijit s-a trezit pe marginea unui drum principal într-o duminică dimineața. Se aflau în mod evident într-o situație dificilă. Mama, cu priviri sticloase, părul nepieptănat, hainele în dezordine și dea pe o valiză uzată, țipând, ținând în brațe un bebeluș murdar, sărăcăcios îmbrăcat și țipând de mama focului. Tatăl, nebărbierit, îmbrăcat în salopetă, încerca să-i țină în frâu pe cei doi puști și părea într-o chiparea deznădejdii. Lângă ei era o mașină veche, care tocmai își dăduse duhul pe drum trecu o mașină condusă de episcopul din localitate, care se îndrepta spre biserică. Și deși tatăl i-a făcut semne disperate să oprească, episcopul nu își putea lăsa enoria și să aștepte, așa că s-a comportat ca și când nu i-ar fi văzut. La puțin timp după aceea a trecut o altă mașină și din nou tatăl făcut semne disperate Mașina era condusă de președintele clubului Kivanis, o organizație caritabilă la nivel mondial care se ocupă cu întrajutorarea copiilor și a comunităților locale, care trebuia să ajungă la o întâlnire a președințelor care se ținea în apropiere. Și el s-a făcut că nu-i vede, ținându-și ochii ațintiți drept înainte. Următoarea mașină care trecu era condusă de un cunoscut ateu din, zoră, din zonă care n-a mers niciodată la biserică. Când a văzut situația disperată în care se afla familia, i-a luat în mașina sa și după ce i-a întrebat ce s-a întâmplat, i-a dus la un motel din apropiere unde a plătit chiria pentru o săptămână, timp în care tatăl trebuia să-și caute o slujbă, le-a dat bani și pentru închirierea unei mașini ca să-și poată căuta de lucru, i-a dat mamei bani pentru hrană și pentru haine la copii. Sună cam pretențios, cam nepotrivit, dar observați, s-ați ghicit, pildele lui Hristos creau indignare, revoltă sau revoluție, o reevaluare a premiselor cu care operăm. Așa că vă propun un titlu poate un pic și mai șocant cu privire la textul de astăzi, Ereticul și creștinul. Recunoaște cât ești de deranjat de cuvântul ateu care apare în peisaj, dar cuvântul eretic. Unii vă gândiți că poate vreau să șochez audiența din dimineața asta, însă adevărul îi mai șocant decât toate așteptările noastre și realitatea mai năucitoare decât toate bănuielile noastre. Noi de multe ori nu realizăm cât de inconfortabil te puteai simți în preajma lui Hristos. Ori te schimbi, ori te revolți. În adâncul sufletului tău. Fac apel la câteva informații din Vechiul Testament care ne ajută să punem imaginea samariteanului în peisaj. După plecarea celor 10 triburi în exilul asirian, se produce o relocare forțată prin aducerea altor popoare în ținutul Samariei. Asta era politica asirienilor, una de dezrădăcinare și de ștergere a identității naționale. Asistăm pe fondul acesta la o instalare a unui sincretism religios toxic, care îmbină generație după generație închinarea înaintea lui Iahve cu închinarea la diferite zeități locale ale acestor popoare. Când evreii, cele două generații care se întorc din exilul babilonian, ne aducem aminte că samaritenii le pun piedici și până la urmă se oferă să construiască împreună templul de la Ierusalim, lucru pe care evrei îl refuză. Așa începe telenovela noastră. Dorința de puritate religioasă și etnică, pe deplin justificată, începe să creeze probleme destul de serioase. Asistăm la o diseminare a urii și dușmăniei, care culminează în anul 128, înainte de Hristos, cu dărâmarea Templului de pe Garizim al Samaritenului de către Ioan Hircanus, un evreu, un lider religios și militar. Tu cum te-ai simți dacă cineva ți-ar dărâma locul de închinare, biserica în care te închini? Ce raportare ai putea să ai cu astfel de persoană, cu astfel de oameni? Dacă observați cu atenție, până și ucenicii cad pradă acestor emoții toxice. Dacă dăm pagina în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, de la 51, Hristos își îndreaptă fața hotărât spre Ierusalim. Și fiindcă trebuiau să treacă printr-un sat al samaritenilor, își trimite ucenicii să găsească un loc de găzduire. Observați animozitatea. Samaritenii refuză și ucenicii au o reacție absolut șocantă, bulversantă pentru noi. Hei, mântuitorule, de ce să nu poruncim cum a făcut Ilie? Să se coboare foc peste ei. Observați cum până și noi, când înotăm în aceea supă, la nivel cultural, suntem contaminați. Nu te poți extrage, nu poți face abstracție de un climat social care se imbibă în convingerile și în trăirile tale. Ei, lucrurile acestea ajung în Evanghelia după Luca și în fapte, capitolul 8. Să ne descrie o fațetă care poate n-am conștientizat-o suficient de mult. În capitol 8. Întoarcerea Samariei cu fața spre Dumnezeu și reticența creștinilor de a merge mai departe și de a duce Evanghelia. Și ce se întâmplă? Că ni se amintește de un vrăjitor pe nume Simon care se întoarce la Dumnezeu, care uimea pe oameni prin vrăjitoriile lui. Și cât de toxic era mediul acesta. Observați, nu doar la nivelul percepției evreilor, ci pur și simplu în realitate, imaginea ocultă a ereticului, a samariteanului, era ceva cu care nu vroiai să ai de-a face în viața aceasta. Și poftim, în textul de față, cel care te ajută nu-i fratele, nici confratele, nici cel care-i din poporul tău ci dușmanul tău cu care niciodată n-ai fi vrut să ai de face. Ei, lucrul ăsta creează, la nivel subteran, te tectonic, niște implicații absolut răvășitoare pentru felul în care ne înțelegem, existența noastră împreună cu ceilalți, în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Zidurile pe care le vedem astăzi între evrei și între palestinieni, existau și în vremea respectivă. Numai că atunci erau invizibile. Și evreii nu treceau prin Ținutul Samarii. scrie Ioan, la, vă dați seama, pe la anul 95 după Hristos. Însă ne spune acolo că de fapt Hristos trebuia să treacă prin Samaria. Și există o reverberație geografică, cred că n-am mai citit în Noul Testament, o descriere uh, pare banală de geografie, care pur și simplu îți răscolește întreaga viață. Ei erau fărmițați într-un ținut fărmi fărmițat și blestemat. Ioan spune, înainte de a prezenta uh, inițiativa lui Hristos de a trece pe acolo, în locul Sihar, unde Iacov îl dăduse de moștenire fiului său Iosif. Cu alte cuvinte, o geografie comună, un spațiu comun care sfidează toate prejudecățile lor. Pentru ca textul de față să facă țândări, toată percepția noastră cu privire la spiritualitate și cu privire la re religiozitate. Iată lecțiile memorabile și imposibile în cadrul cărora am vrea să discutăm despre indiferență în această dimineață. În primul rând, și cred că este adevărul central, în lumina căruia ar trebui să ne verificăm fiecare, orice religie care nu îngemânează, nu integrează, nu întrupează dragostea de Dumnezeu cu dragostea de seamăn este una falimentară și toxică. Acesta e adevărul central de la care putem clădi în continuare. Și știi care lucru care te ne Învățătorul legii și Hristos cad de acord cu privire la punctul acesta nodal al eticii iudeo-creștine. Întreabă evreu, întreabă creștinul, toți spun la fel. Așa stau lucrurile. Ești mai șocat, ați văzut greșeala de la început, involuntară. De fapt, același lucru se repetă în săptămâna mare. Hristos îi încolții, toate grupările religioase îl asaltează cu întrebări, cu provocări, cu ispite. Care e cea mai mare poruncă din lege? Hristos răspunde să-ți iubești Dumnezeul, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici întrebarea diferă. Observați, și una și cealaltă sunt întrebări colosale, de esență, de miez. Nici n-ar rost să discutăm despre alte lucruri. Cum poate cineva să fie mântuit, să aibă viață veșnică, fără să trăiască lucrurile acestea? Lucru șocant e că omul acesta, Înainte ca să-l auzim pe Hristos în Săptămâna Mare, un fel de copy-paste în care îți aduce mesajul lui Hristos în bătătură și îți spune: Uite ce avem de făcut. Ei, lucrul ăsta pe mine mă șochează. Dar e și mai șocant când ne mutăm la aspectul 2 al textului. E că ăsta punctul în care se desparte apele. În care învățătorul legii de o parte și samariteanul de cealaltă parte. Și anume, iubirea lui Hristos. Și implicita lui Dumnezeu este de fiecare dată una inclusivă și nu exclusivă. Este un element care ține de identitatea comunității lui Hristos, indiferent de bisericile în care mergem omul care intră într-un loc ca acesta, care vine la întâlnirile noastre, ar trebui să simtă în mod genuin sentimentul acceptării și apartenenței. Și poftim, un om religios e incapabil să arate fratelui său așa ceva. Și un dușman, un eretic, dă dovadă de un lucru care de multe ori ne scapă. Și de ce ne scapă? Asta e întrebarea dureroasă. Și cel de-al treilea adevăr, miracolul acestei iubiri este miracolul compasiunii și a umanității. Nu știu cât de greu poate fi în realitate să trăiești lucrul acesta, învățătorul ne arată că e destul de greu, samariteanul ne arată că nu e chiar așa de greu. Nu știu pe care să-l credem dintre cei doi. Dar haideți să mergem mai departe. Ceea ce e cu adevărat șocant pentru mine, bisturiul acestui text vine din următoarea diferențiere. În ce privește fundamentele, teoria, adevărul, învățătorul legii, etalonul în textul acesta. Dar când vine vorba de practicare, inclusivitate, compasiune spontană, imediată, inexplicabilă, Cine? Ereticul, samariteanul, începătorul, neofitul, ateul e exemplul. Cum se poate așa ceva? În urmă cu câțiva ani eram la Timișoara la o conferință cu păstorii, mașina refuza să pornească într-o benzinărie și stând acolo, în câteva secunde a apărut de nu știu unde un BMW cu geamuri fumurii, nu știam ce se întâmplă, cum, ce-am greșit, ce-am făcut. Geamul din dreapta a coborât jos. Un tânăr, eram împreună cu prietena lui, în cel mai elegant mod cu pudință mi s-a adresat. S-a întâmplat ceva cu ce vă pot ajuta. S-a dat jos din mașină și împreună cu cei doi colegi cu care eram au început să împingă și să mă ajute în situația în care eram. Cred că a fost una din primele situații de care am avut parte într-un mod spontan, neașteptat și șocant pentru viața mea. Observați, realitatea ne învață că un străin te poate surprinde în această viață în care te confrunți cu atâtea lucruri. Poate un exemplu și mai șocant, cineva de la grup mi-a trimis la un moment dat un clip din mărturia acelui preot care scrie spovedania unui preot ateu. Și în mărturia aia, foarte inconfortabilă, el își da până felul în care trece de la convingerile creștine spre cele pe care le avea în momentul de față. Și printre altele invocă lucruri cu care n-am putut să fiu de acord, inadecvarea în fața suferinței, în fața cancerului, a problemelor pe care le au oamenii, dar câtă vreme privești la Hristos care agonizează cu noi și pentru noi, cum nu poți să faci unor astfel de situații? Nu știu dacă există un alt model în lumea asta care să te ajute să te integrezi în realitate și să-i faci față decât modelul lui Hristos. Dar după aia zice ceva care efectiv m-a bulversat. Și el spune, am întâlnit oameni care nu cred în Dumnezeu și care fac binele dezinteresat. Ce se întâmplă cu cei care invocă jertfa sacrificială a Mântuitorului pentru ei și rămâne păsător? Ei, asta da întrebare. E o întrebare pe care nu mi-o pot scoate din minte și când mă gândesc la nepăsare, e lucru care mă râcâie și care mă invită să-mi reevaluez cu adevărat viața. Cum se poate în fața unei asemenea jertfe să rămâi impasibil și indiferent la nevoile celuilalt? Cum se poate ca un om care știe atât de bine Inițiază discuția. Vorbește de la Dumnezeu. E atât de elogvent în ceea ce spune. Să facă atât de puțin. Să fie atât de nepăsător. Și deficiar, deficitar în imediat. Ciudat. Ereticului pasă și demonstrează o spontaneitate inexplicabilă. Nu știu dacă voi vă puteți explica. În timp ce credinciosul dă dovadă de o indiferență imposibilă. Cu toții erau ocupați, oricare dintre ei putea să se scuze, însă doar unul alege să nu se eschiveze. Parcă s-a întors lumea asta cu susul în jos uneori. Apropo, tu cum îți explici această. Diferență și discrepanță scandaloasă. Cum e posibil să asistăm la reacții atât de disproporționate, ca străinul să se apropie, în timp ce fratele să meargă mai departe, dușmanului să îi se facă milă și creștinul să treacă de cealaltă parte, ereticul să meargă cu tine a doua milă, omul religios, nici măcar să nu se oprească. Un ateu să dea dovadă de o bunăvoință extravagantă, dezinteresată, în timp ce oamenii care merg la biserică te tratează cu o indiferență glacială. Dușmanul să se comporte ca frate, iar fratele ca un dușman. Ereticul să trăiască în spiritul iubirii divine, iar cel credincios să se miște în inerția sau logica nepăsării. Străinul să arate o empatie instantanee, iar confratele o indolență absolut strigătoare. Iată adevărul care pe mine m-a marcat citind textul acesta, în care surprinde și problema și soluția în același timp. Compasiunea. Convertește percepția străinului în frate, în timp ce indiferența îți transformă fratele într-un dușman. Incredibil. Cel care vede azi în aproapele său un străin, mâine va ajunge să vadă un inamic. Cu tremurător ceea ce ne vâră sub nas textul din această dimineață. Compasiunea face din străin un frate, indiferența din frate un dușman. Ce vedem noi? De trei ori se repetă în dreptul fiecarea dintre cei trei. A văzut, a văzut, a văzut. Ce vedem noi când ne uităm la semenii noștri, când ne întâlnim cu ei? Și pentru că miza acestor lecții e atât de importantă pentru noi, Haideți să încercăm să ne uităm la câteva cauze ale indiferenței. Cred că cel mai mult în întâlnirea mea cu oamenii din săptămâna asta am încercat să-i scormonesc cu privire la cauze. Unde văd ei că îs problemele și cauzele nepăsării fiecăruia dintre noi? Cred că cel mai des s-a repetat ideea de egoism. Prea obsedați de noi înșine, cum zicea cineva, un sine căptușit cu sine. Ne-am creat o indiferență față de ceilalți. Prea ocupați sau agitați, nici nu știu cum să o pun. E o inerție cotidiană în care alergăm de dimineața până seara. Ne aducem aminte cum pandemia ne-a spus top joc și unii au intrat în panică, în alertă, s-au trezit cu stări de anxietate. Observați? Însă e momentul prielnic să ne reevaluăm anumite mecanisme pe care le punem în mișcare în viața noastră. Apoi există și o inerție și o compartimentare religioasă. Nu știu cât de conștienți suntem noi, dar cred că foarte mult rău ne face această separare între închinarea de duminică și între viața de fiecare zi. Scindarea asta între sacru și profan. Dar întrebarea e cum poți să te gândești că nu-L onorezi pe Dumnezeu, că te închin cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu toată puterea ta și tot cugetul tău și să nu-ți pese. Cum te raportezi la ceilalți? Cum ești în competența ta la locul de muncă unde te așezi la Dumnezeu? Este absolut revoltător. Poate avem un deficit de empatie sau poate chiar o incapacitate de a simți. Să știi că nu-i simplu să simți împreună cu cel de lângă tine pe care îl întâlnești, pe care poate Dumnezeu ți-l scoate în cale. Comoditatea, idolul confortului. Foarte frumos cineva sublinia la studiu de marți dimineața. Mi-e mult mai simplu să pun o sumă de bani în cont, poate pe revolut, decât să fiu deranjată de vecina care mi-ar încredința, mi-ar pune copiii în brațe. Mă deranjează pe mine, programul meu, programul copiilor, programul de somn al copiilor. Ce faci? Observați, viața, realitatea, trăirea, existența noastră împreună cu ceilalți, uneori ne incomodează. Și ce facem până la urmă? Alegem varianta confortului sau alegem sacrificiul? Aroganța spirituală, unii spun, nu-i de mine așa ceva, nu mă interesează. Poate preocuparea, uitarea. De câte ori nu ți s-a întâmplat să-ți propui să faci un bine și dintr-o dată te trezești, te spui mâinile în cap, cum am putut uita? Simplu. Ni se întâmplă fiecare dintre noi. Dacă nu pui la lucru gândul respectiv, și atunci când ți-l ai notat, există riscul de a arata momentul pe care Dumnezeu ni-l pune înainte. Poate tocirea sensibilității morale, prejudecățile, tendința de a-i judeca pe ceilalți, așa-i trebuie. Doamne, greu cad cuvintele astea atunci când cineva chiar se confruntă, poate, cu o anumită problemă. Izolare, înstrăinare, enclavizare, cultivarea unui stil de viață care păstrează distanța confortabilă față de problemele celuilalt. Doamne, cât de actual sună și aspectul acesta pentru noi? Lipsa promptitudinii, ratarea momentului. Lasă că mă implic data viitoare. Și uităm și data viitoare. Poate experiențele negative pe care... Le-am avut cu cineva care îți creează o barieră în a face pasul. Mai târziu, frica. Gândiți-vă la preot. Frica de contaminare, poate cu un cadavru, de a se atinge de un păcătos, ezitarea pe care o trăiește, tâlhăria la care se putea expune. Observați, în justificări absolut raționale, în care atât de bine ne regăsim în dimineața aceasta. Și nu în ultimul rând, împietrirea inimii. Poate întrebarea de cuget în această dimineață. Zi, tu, unde, unde te vezi? Unde te regăsești? Apostolul Iacov, în capitolul 4 cu 17, ne lasă un verset care de ani de zile mă urmărește. Deci, cine știe să facă bine nu zice cine știe să facă un bine, și observați diferența substanțială, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Un moment de încurcătură aparte, în care am fost prins la un moment dat, o familie cu care ne știm, a avut un frate care a plecat la Domnul, avea cancer, era pe ultima sută de metri, când am vorbit cu ei, m-am oferit să mă duc la înmormântare atunci când va fi momentul. Ei, când a venit momentul, Nico cu copiii erau plecați de la biserică în tabără, mi-am readus aminte că de fapt biserica, de unde face parte, e o biserică cu nenumărați păstori și mă gândeam ce să mai caut și eu în toată situația asta. Nu știam cum să ies, mi-am adus aminte, am promis, vreau să respect lucrul acesta. Când am intrat în casa acelei familii, am simțit că locul meu era acolo. Întorcându-mă de la înmormântare, nu o să cât trăiesc, un sentiment de pace, de bucurie, dacă îți poți imagina după un astfel de... în care am simțit cum pacea lui Dumnezeu îmi inundă viața. După un an sau doi am înțeles spaimele prin care a trecut acea familie. În momentul în care m-au văzut că intru la ei în casă, au simțit că un înger al lui Dumnezeu a fost trimis. Teama lor era că nu o să aibă cine să le înmormânteze. Un om respectat în comunitate. Dar lucru cel mai deranjant pentru mine, știți care a fost? A fost această teologie a îndemnului, în care undeva foarte fin, nu îți strigă ca un megafon în ureche, du-te, fă lucru cu tare. Și era un îndemn. Și ăsta a fost un moment de cercetare pentru mine, gândindu-mă la viața mea, de câte ori am închis acest îndemn firav al Duhului Sfânt de a mă implica, de a face un anumit lucru. Ei, această teologie a îndemnului cred că ar trebui recucerită în comunitatea noastră. Devii un eretic în momentul în care ritualul religios se desparte de responsabilitatea morală. Hmm. Mă simt eu responsabil în vreun fel de cel pe care îl întâlnesc, de cel cu care mă întâlnesc, mi-l scoate Dumnezeu în cale. Cineva spunea foarte pătrunzător, citez, poți fi foarte activ în cadrul activităților bisericești și total inactiv în spiritul Evangheliei. Observați subtilitatea la care ne expune inerția religioasă de a lăsa lucrurile capitale nefăcute, nerezolvate. Pentru mine personal, textul de azi e un alt exercițiu de exorcizare, început în Joia Mare, dar atunci am fost conștientizați cu privire la răul care zace în noi. Acum suntem somați cu privire la răul care vine dintr-o absență, neglijență, Doamne, cât de greu sună, deficiență sau indiferență față de cel de lângă noi. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Răul nu doar ca un bine pervertit, ci ca deficit al binelui. Incapacitate, încremenire în a face ceva pentru cel de lângă noi. în a lăsa în drum să moară. De cele mai multe ori considerăm că răul este manifest, e ceva ce facem prin vorbe, prin acțiunile noastre, dar răul ca lipsă de reacție, spontaneitate sau promptitudine. Este un gând atât de pătrunzător pentru inima mea în dimineața aceasta. Compasiunea, până la urmă, este antidotul indiferenței. Ca să scăpăm. De com să scăpăm de indiferență, trebuie să învățăm să fim mai empatici. Către o etică a îndemnului. După abuzul fizic inuman la care a fost supus, urmează abuzul indiferenței și disprețului. N-am timp de tine. Așa-ți străbă. Pe de altă parte, iată cum ripostează etica îndemnului și compasiunii. Versetul 33, partea a doua. Și când l-a văzut. S-a făcut milă de el și s-a apropiat. Compasiunea se apropie, leagă, toarnă balsam, ridică, îngrijește, cheltuiește și salvează până la urmă viața unui om. Pentru a se apropia, a trebuit să-și întrerupă călătoria. Ca să-l ajute, a riscat să se murdărească. Ca să-i dezinfecteze rănile, a fost nevoit să-și irosească proviziile. Ca să-l pună pe dobitocul lui, cel mai probabil că el a mers pe jos. Ducându-l la hotel, urma fie să-și împartă camera cu el, fie să plătească o altă cameră. Ca să-l îngrijească, se prea poate să fi fost trezit din somn de gemetele acelui om care suferea, care era în suferință. Ca să se însănătoșească, mai avea nevoie de câteva zile la hotel, așa cum arată textul. Orice exercițiu de exorcizare a indiferenței comportă o doză de risc și nesăbuință. Pare mult mai logic și mai rațional să stai blând, să nu te implici, să nu te legi la cap și pare mai năstrușnic să te implici, să te murdărești, să faci ceva pentru cel de lângă tine. Nu știu cum vă explicați voi acestul, gestul acestui om, dar numai gest rațional nu-mi pare. Mie mi se pare că se comportă ca un ciudat sau ca un sărit de pe fix. Numai dacă... Nu cumva a avut parte la rândul lui de suferință. Suferința ne poate înrăi sau ne poate sensibiliza în a vedea oameni în cei de lângă noi cu care ne întâlnim. Suferința activează empatia umanizantă dacă indiferența îți susține eschiva de la obligația de a fi om, empatia îți mobilizează toate capabilitățile de a deveni om. Un lucru care nu mi-l pot scoate din cap, îi corecție interesantă pe care Hristos o aduce în Evanghelia după Luca, la mesajul din Evanghelia după Matei, fiți dar desăvârșiți. Știți cum traduce Mântuitorul în această Evanghelie? Fiți dar milostivi. Luca 6 cu 36. Hmm, interesant. Oare poți fi desăvârșit fără devoțiunea empatiei, a implicării, a consimțirii împreună cu cei de lângă tine? Felul în care ne comportăm e un gând în care se poate aduna mesajul de astăzi. Atunci când ni se întâmplă să trecem pe lângă cineva nevoie, ne dezvăluie nouă înșine calitatea de oameni răscumpărați pe care o avem. Dacă tragem cu ochiul la textul precedent acestui text, Hristos le corectează bucuria atașată de un rol social și duhurile ne sunt supuse. Și-a zis, dacă n-ai descoperit încă în această viață bucuria de a ști numele scris în ceruri, să liniște asta, indiferent de ce se întâmplă cu lumea asta. Încă nu știi ce înseamnă adevărata bucurie. Bucuria de a-ți regăsi numele acolo îi desăvârșită de bucuria regăsirii a lui tău în situațiile pe care Dumnezeu ți le scoate în față. Pentru omul creștin și creștinul om nu există coincidențe, ci doar oportunități. Ereticul iubitor și creștinul indiferent. Cine ar putea înțelege așa ceva? Iată provocarea care pe mine mă dă peste cap din textul acesta și mi se tot învârte și mă amețește. Compasiunea instantanee a ereticului și indiferența revoltătoare a credinciosului, a omului care îl invocă pe Dumnezeu. Și întrebarea pe care nu putem evita, care pe mine mă răscoli cel mai mult, cine este de fapt ereticul din textul de față? Cel care se comportă ca atare, samariteanul, ateu, sau cel care citează cu precizie, însă nu știe ce înseamnă implicarea. Să iubești, i-a răspuns el, pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Inima implică trăirile interioare, sufletul, conștiența noastră cu privire la supranatural, puterea, dorința și hotărârea în a face ceva, iar cugetul, gândirea și răzgândirea noastră. Însă Hristos nu ne duce spre o compartimentare a răspunsului, ci sublinează un singur lucru. Toate dimensiunile sunt dimensiuni care vizează interioritate și deplinătate. Cum arată răspunsul devoțiunii noastre? Un comentator spunea în felul următor, plus, o devo devoțiune față de Dumnezeu care își găsește expresia în devotament pentru alții. De o așa manieră încât nu mai există nici o deosebire între devoțiunea față de Dumnezeu și felul în care îi tratăm pe ceilalți. Asta e reconsiderarea teologică fundamentală cu privire la credință pe care o găsesc în textul acesta. Orice religie care nu îngemânează, nu integrează și nu întrupează dragostea de Dumnezeu cu dragostea de seamăn este falimentară și toxică. Iubirea lui Hristos și implicita lui Dumnezeu este una inclusivă, nu exclusivă. Miracolul acestei iubiri este miracolul compasiunii și Umanității. Religia mea îngemânează sau separă. Iubirea noastră exclude sau include pe alții. Trăiesc în spiritul compasiunii sau al indiferenței. Mă gândesc cât de acut poate fi sentimentul de însingurare în comunitățile noastre de la oraș. Vin oameni din toate părțile, poți să vii câteva duminici la rând și nimeni să nu te întrebe de sănătate. Uitați ce spunea Jean Vanir, fondatorul comunității larș din Canada. Citez, destul de straniu, dar procesul prin care am redevenit om la nivelul cel mai profund a început în momentul în care am hotărât să mă implic în viața persoanelor cu handicap. Ciudată concluzie efectiv i-a schimbat și redirecționat viața și a redat bucuria. De ce? Pentru că în relație cu oamenii ăștia nu există măști și intri în contact cu cele mai vindecătoare și profunde emoții de care suntem capabili pe pământul acesta. Cât de greu ne lăsăm convinși de lucrurile acestea. Poate te-ai simțit ofensat în dimineața asta de contextualizarea pe care o face Gordon film. Cum își permite așa ceva? să ne pună un exemplu în față un ateu. Să schimbe în loc de samaritean să pună ateu. Ei, vrea să-ți arate că cel la care te aștepți cel mai puțin îți sare în ajutor. Exact ca în viață. În al doilea rând este acel sentiment șocant, bulversant cu privire la ceea ce este neverosimil. E prea frumos ca să fie adevărat. Așa ceva nu se poate întâmpla. Ba uite că se poate. Să fie nepăsarea, indiferența, un păcat respectabil în viața mea. George Bernard Shaw spunea în felul următor, cel mai mare păcat împotriva semenului tău nu este să-l urăști, dacă îl urăști, e emoție, o emoție care te irită și te poți trezi. Și cel mai mare pericol este să fii indiferent. Iată rugăciunea pe care Dumnezeu mi-a adus-o pentru că și eu mă confrunt cu acest păcat și cu această ispită. Doamne, deschidem ochii să-i văd pe alții așa cum îi vezi tu. Deschidem inima să simt pentru alții ceea ce simți tu. Și Doamne, deschidem viața spre o trăire inspirată și responsabilă. Provocarea lui Hristos este clară. Nu te mai întreba atâta cine îi. Fii aproapele pentru cel de lângă tine. Doamne, cât de greu îi și fiecare o știm. Fă ceva, nu mai sta pe gânduri. Însă nu-mi dă pace lucrul acesta. Cât de rezonabilă rațională, justificată, pare scuza nepăsării. Și cât de spontană, zvăpăiată, imposibilă, pare inițiativa milei. Compasiune, promptitudine și sacrificiu.